instanțelor, putem să accesăm programe care să ne permită introducerea dosarului electronic, normarea muncii, o mai bună previziune a resursei de personal în sistem, nu numai în ceea ce privește judecătorii, ci o posibilă introducere a acelui grefier despre care tot se vorbește, un fel de magistrat asistent, care să facă acea muncă pentru care nu este nevoie de experiența și cunoștințele judecătorului, deci munca administrativă, inclusiv un draft de hotărâre judecătorească și așa mai departe. Deci iată că acestea sunt lucruri la care Consiliul are acum acces, pentru că sunt proiecte în derulare la care putem să lucrăm și parțial am și lucrat și care se desfășoară pe o perioadă de 2 ani. Deci, a început dosarul electronic de care... Nu, este un program actual oferit pe POC, așa îi zice, de 10 de milioane de euro. Deci 32 de milioane, ca să vă dau un exemplu, de euro, deci 160 ceva de milioane de lei doar pe aceste direcții și pentru că altele. Deci iată că am putea să le accesăm chiar dacă nu avem deocamdată bugetul instanțelor și ea putea să vină inclusiv Ministerul Justiției ca partener. Pentru că indiferent de ce se vede în exterior, sigur că avem divergențe majore pe anumite chestiuni, cum sunt legile justiției pe puncte. Dar sunt lucruri care sunt în interesul și al executivului și al puterii judecătore și iată că putem să fim parteneri atunci când este vorba despre binele justițiabilului, chiar dacă pe anumite aspecte avem viziuni diferite.